Alertegalați.ro este un proiect inițiat de președintele Tineretului Liberal din Galați, George Stângă, proiect care își propune să crească implicarea cetățenilor în administrarea de zi cu zi a orașului. Pe acest portal, cetățenii pot sesiza probleme dintre cele mai diverse legate de starea străzilor, curățenie, construcții, iluminat public, care vor fi verificate de voluntarii proiectului, iar sesizarea va fi trimisă sub formă de petiție autorității competente. Cetățeanul care a făcut alerta va fi anunțat prin e-mail asupra stadiului petiției și dacă aceasta a fost soluționată. În momentul în care depunem această sesizare și luăm un număr de înregistrare, în perioada imediat următoare, adică în cadrul celor 24 de ore, îi vom transmite un mail persoanei respective prin care o vom informa că sesizarea pe care ne-a făcut-o pe platforma noastră a fost transformată în petiție, a fost depusă la instituția, autoritatea competentă, are următorul număr de înregistrare și că îl vom ține la curent cu evoluția acestei probleme. În momentul în care vom primi răspunsul de la autorități, îi vom transmite un mail cu răspunsul pe care l-am primit din partea autorităților. Eu, ca inspector de teren, va trebui să merg în zona în care este arondată, a verifica alertele dacă sunt reale, voi comunica administratorului dacă sunt reale sau nu și apoi procedura urmează cursul. Proiectul alertegalați.ro este un proiect pilot care va putea fi implementat și la nivel județean în funcție de rezultate.